Și, bineînțeles, putem simplifica viața. Și o să discutăm imediat despre asta și de ce e important, mai ales în ziua de astăzi, când avem atâtea distrageri, atâtea, așa zise, oportunități, de ce e important să simplificăm viața. Pentru că acesta este, de fapt, și unul din fundamentele de bază din acest model. Și vreau să spun o scurtă poveste, tocmai ca să punctăm această idee. Și este despre un pescar în Mexic care era pe o insulă, pescuia foarte liniștit și se întâlnește, de fapt vine acolo un milionar american pentru câteva zile în vacanță să se destreseze, să se relaxeze. Și intră în vorbă, milionarul îl întreabă pe pescar: și cum e viața ta? Păi pescuiesc 2-3 ore pe zi, după care merg acasă, gătim, mâncăm cu familia, seara vin prietenii, cântăm împreună, bem un pahar de vin și foarte multă veselie, iubire, armonie. Și la care milionarul: păi și doar atâta faci toată ziua, e prea puțin, adică gândește-te, ai putea munci 8 ore, 10 ore, să strângi mult mai mulți, să pescuiești mult mai mult, să vinzi, să ai mult mai mulți bani, după care poți să extinzi, să angajezi și alți pescari, să aduci mai multe bărci, să câștigi mult mai mulți bani. Și pescarul întreba: da, ok, și după aia? Păi după aia te extinzi și mai mult, închiriezi și mai multe bărci, te extinzi și în alte regiuni, faci o companie la nivel național și câștigi și mult mai mulți bani. Și pescarul: și după aia? A, păi după aia extinzi la nivel internațional, exporți, faci o afacere internațională la nivel global. Și după aia? A, după aia o listezi la bursă și după aia o vinzi și iei toți banii. Și după aia? A, și după aia te retragi pe insulă, pescuiești de plăcere 2-3 ore pe zi, după care mănânci cu familia, chem prietenii, cântați, vă distrați, vă simțiți bine împreună. Cred că ai prins ideea. De multe ori ne complicăm foarte mult viața și pierdem esențialul, pentru că avem atâtea oportunități și vedem că trebuie să fie și mai mult, și mai mult, și mai mult, dar de fapt acest și mai mult s-ar putea să nu însemne și mai bine, sau să nu ne aducă ceea ce căutăm cu adevărat. Da? Și un mare poet și înțelept indian spune: e foarte simplu să fii fericit, dar este foarte greu să fii simplu. De fapt, ne e greu să găsim acea simplitate, pentru că înseamnă să renunțăm la multe și să rămânem cu esențialul și, de fapt, înseamnă să ne cunoaștem pe noi și ce e important pentru noi. Și un pas foarte important. De asta, în primul rând, trebuie să eliminăm foarte multe lucruri care nu ne sunt de folos și doar ne încarcă hardul, memoria și ne complică viața.